Înalt preasfinția voastră, înalt preasfințite Părinte Mitropolit Teofan al Moldovei și Bucovinei, înalt preasfinția voastră, Părinte Pimen, Arhiepiscopul Sucevei și Redeuțului, preasfinția voastră, preasfințite Părinte Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, preacuvioasă Părinte Stareț al acestei de Dumnezeu păzite mănăstiri, Putna, preacuvioși părinți stareți prezenți la această distinsă sărbătoare, preacucernici părinți protopop, preacucernici părinți, preacuvioși părinți, preacuvioase maici, iubiți credincioși și credincioase, dragi pelerini a acestui loc sfânt și binecuvântat de Dumnezeu. Astăzi este o zi însemnată din calendarul bisericii noastre ortodoxe, întrucât facem pomenire de aseară, de la vecernie, până astăzi, la liturghie, de unul dintre mari ierarhi ai Moldovei și Bucovinei, Sfântul Ierarh Iacob Putneanu, așa cum este însemnat în calendarul nostru de suflet al Bisericii noastre ortodoxe. Înalt preasfințitul Mitropolit Teofan, la vremea potrivită, după Sfânta Evanghelie, a arătat că El a fost lumina și sarea pământului. Din pământul acesta strămoșesc ieșit fiind, a făcut ca să transfigureze timpul și să transfigureze pe cei care iubesc podoaba casei lui Dumnezeu. Și într-adevăr, acest mare mitropolit al Moldovei și Bucovinei se înscrie în șiragul celorlalți mitropoliți și ierarhi de suflet, a căror nume s-au înscris nu numai în paginile istoriei, ci s-au înscris și în cartea cerului și sunt pomeniți ca sfinți ai neamului și rugători pentru neamul românesc, care, de-a lungul acestei istorii bimilenare și nu numai, a fost răstignit de mai multe ori, însă tot de atâtea ori a și înviat, pentru faptul că Dumnezeu a pregătit, zic eu, acest popor ca să fie un popor ales, un popor care să nască sfinți și eroi și să umple cerul cu numele lor și să înlocuiască creatura cea căzută. Iubiți credincioși, suntem astăzi la Putna nu întâmplător, pentru că nimic nu este întâmplător în viața noastră. Totul este har, totul este providență. De aceea noi astăzi am venit aici cu suflete curate din Moldova de jos, din țara Moldovei de jos, unde s-a născut Sfântul Ștefan cel Mare, voievodul Moldovei, care a devenit între timp simbolul românilor și românismului. Fără Ștefan cel Mare, fără voievozii care au înțeles menirea lor în rândul poporului român sau înaintea poporului român, parcă acest popor era lipsit de o piatră de căpătâi și poate că nu spunea atât de multe istoriei și neamurile cu precădere celor din Europa. Atunci, când Ștefan cel Mare, după războiul de la Vaslui, când a înfrânt pe turci, îndemna pe tot principii Europei să se ridice și să vină să apere piatra, să apere poarta creștinătății. Poarta Moldovei era poarta creștinătății atunci. Ei bine, el a fost ascultat sau nu, însă Dumnezeu, având acest popor în mâna lui, a fost, bineînțeles, cel care nu și-a pierdut nădejdea și care și-a structurat identitatea spirituală, națională, culturală, civilizația lui de-a lungul secolilor și dacă a trecut prin acel catarsis, prin jertfă, e bine, el s-a răscumpărat între timp și, bineînțeles, noi suntem mândri că facem parte dintr-o acest popor binecuvântat și slăvit de Dumnezeu. Deci, astăzi, pentru noi este o zi însemnată, mai ales pentru Moldova de sus și Moldova de jos. Pentru faptul că am venit aici la Putna, care este altarul neamului românesc și care ne amintește de toți atâția voievozi, pelerini, sfinți, călugări,
călugărițe, popor credincios jertfelnic, care nu și-a uitat identitatea, nu și-a uitat istoria, nu și-a uitat neamul, nu și-a uitat strămoșii și moșii, veghind adeseori la căpătâiul moșilor și strămoșilor, vegheați de o cruce și ei se odihnesc sub glie, așteptând învierea cea din mort. Sau chemarea lui Hristos. Ei bine, iată că și Ștefan cel Mare din mormânt așteaptă chemarea noastră ca să se ridice și ca noi să apărăm în continuare partea creștinătății, partea creștine Europei, care de fapt acum este și nu numai că este, dar din păcate nu devine o Europa creștină pentru faptul că civilizația ei s-a uitat că este de sorginte creștină. Deci astăzi suntem aici și am întocmit un document pentru faptul că noi trebuie să consemnăm istoria, nu numai să o trăim, pentru că toți ceilalți văzând faptele noastre cele bune să slăvească drept pe Tatăl, pe Fiul, pe Sfântul Duh, treimea cea de o ființă și nedespărțită. Deci două lucruri importante consemnăm astăzi aici la Putna. De aceea marea majoritate a pelerinilor de astăzi au venit din țara Moldovei de jos, unde s-a născut Ștefan cel Mare. Și acolo el, la Borzești, astăzi Onești, a fost cel care a dat consemnul și a dat direcționalul acestui neam binecredincios în istorie. Și dacă Borzeștiul a devenit Betleemul ștefanian, ei bine, Putna, unde el își doarme somnul de veci, nu este altceva decât locul reînvierii sau Ierusalimul reînvierii neamului românesc. Deci iată două capuri de pod. Cel de la Borzești, unde s-a născut Ștefan cel Mare și a primit prima educație creștină de la părinții săi și după aceea a ajuns aici la Putna, unde se-și doarme somnul de veci. De aceea astăzi, între Iacob Putneanul și Ștefan cel Mare și Melchisedec Ștefănescu, ierarhul nepereche, care a stat pe scaunul vlădicesc de la Roman aproape 11 ani, ei bine, este o legătură intrisecă, o legătură pe care noi o consemnăm astăzi și aceste capuri de pod, Borzești și Ștefan, și Borzeștii, Betleemul ștefanian și Putna, Ierusalimul reînvierii neamului românesc, trebuie să îl parcurgem permanent această punte între cele două localități, sionând prin labirintul acestei lumi și fondând sau apărând demnitatea românilor, a moldovenilor și a credincioșilor bisericii noastre ortodoxe. De aceea, astăzi, mai întâi dăm citire unui Hristov, care l-am întocmit și ierarhii de astăzi au binevoit să îl semneze cu semnăturile lor sfinte și de aceea astăzi vă rog să ascultați ca un legământ acest Hristov care l-am întocmit și să vă angajați fiecare a merge mai departe pe cărarea sau pe drumul care le-a indicat ierarhii și voievozele neamului românesc. Vă rog, întâi Hristovul și după aceea mai citim și alte lucruri însemnate care să fie ca un reper al nostru în viața noastră, care nu este decât o mergere către Împărăția lui Dumnezeu, către Ishaton. Însemnare pe urmele sfinților la mănăstirea Putna, 14-15 mai 2019. Din milostivirea Preasfintei Treimi, dorind a ne înscrie în ansamblul manifestărilor desfășurate în anul 2019, declarat de către Patriarhia Română anul omagial al satului românesc, al preoților, învățătorilor și primarilor gospodari și an comemorativ al patriarhilor Nicodim Munteanu și Justin Moisescu și al traducătorilor de cărți bisericești, am inițiat organizarea unui eveniment spiritual-cultural cu tema Pelerin pe urmele Sfinților la Mănăstirea Putna. Am propus acest pelerinaj în Bucovina pentru a aduce cinstire cu toată evlavia Sfântul Ierarh Iacob Putneanul, Mitropolitul Moldovei, a cărui pomenire se face în ziua de 15 mai și de asemenea pentru a veni în întâmpinarea clerului și a credincioșilor din Eparhia Romanului și Bacăului,
mai ales pentru fiii noștri spirituali de pe meleagurile aflate pe văile Trotoșului, Tazlăului, Cașinului și Oituzului, în apropierea Borzeștiului, cunoscut drept Betleemul Ștefanian, meleagurile copilăriei Sfântului Binecredincios Voievod Ștefan cel Mare. Urmașii răzeșilor moldoveni ce altădată, sub stindardul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, au stat pavăză puternică în fața năvălitorilor păgâni, astăzi, păstrând cu evlavie și credință nezdruncinată, dragostea față de Dumnezeu și față de Sfinții Lui, realizează o punte istorică între Borzești și Putna, între pământul natal al Borzeștiului și cerul sfințit de mărturia credinței voievodului sfânt al mănăstirii Putna, unde lumina candelei pâlpâie necontenit și dangătul clopotului cheamă la rugă. Împlinirea 515 ani de la nașterea în ceruri a binecredinciosului domn al Moldovei devine nou prilej de sărbătoare și celebrare în duh de liturghie, port și cânt străbun la porțile Ierusalimului neamului românesc, pornind în procesiune de pe meleagurile natale ale celui numit în cronicele epocii sale atlet al lui Hristos. Argumentele care au susținut acest demers împletesc spiritualitatea, etnografia și istoria cu elemente aflate la granița dintre mit și realitate, cum ar fi celebrul episod al stejarului din Borzești. Personalitatea Sfântului Voievod este legată, printre altele, atât de prima atestare documentară a municipiului Onești, 14 decembrie 1458, cât și într-un mod indisolubil de zidirea bisericii din Borzești, iulie 1493, octombrie 1494, ultima marcă ctitoricească ștefaniană până la granița de pe Milcov cu țara românească. Importanța personalității Sfântului Voievod în contextul omagierii satului românesc își are fundamentul, pe de o parte, prin directa implicare în cruciada anti-otomană pentru păstrarea dreptei credințe a tradițiilor și obiceiilor etnografice și etnologice ale unui popor născut în zorii primului mileniu după Hristos, deopotrivă creștin și român, iar pe de altă parte, în influența asupra târgurilor și satelor din arealul Văii Trotușului. Sărbătoarea de la mănăstirea Putna reprezintă un mod de manifestare autentic ortodox de cinstirea sfinților, a înaintașilor și a valorilor promovate de secole, dar și de recunoștință veșnică pentru faptul că ne putem exprima liber în liturghie, în graiul și cântul neamului nostru românesc. La acest moment haric și sărbătoresc, am săvârșit Sfânta Liturghie. Noi, Teofan din mila lui Dumnezeu, arhiepiscop al Iașilor și mitropolit al Moldovei și Bucovinei, în comuniune de slujire cu înalt preasfințitul Părinte Pimen, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, cu înalt preasfințitul Părinte Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului și cu preasfințitul Părinte Calinic, episcop vicar al arhiepiscopiei Iașilor. Alături ne-au fost starețul mănăstirii Putna, arhimandritul Melchisedec Velnic, protopop din arhiepiscopia Romanului și Bacăului și membrii ai acestui centru eparhial, preoții protoieriei Onești, oficialități, tinerii din Asociația Tinerilor Ortodoși Români Onești și peste 800 de pelerini credincioși din parohiile oneștene. Dumnezeu să binecuvinteze pe sfințiții slujitori, pe închinători, pe toți pelerinii și să ocrotească neamul românesc pentru rugăciunile sfinților săi. Semnează înalt preasfințitul Părinte Mitropolit Teofan, alături de înalt preasfințitul Pimen, înalt preasfințitul Părinte Ioachim și preasfințitul Părinte Calinic. Vă rog acum să se în încheierea acestui moment să dăm citire și unui poem, așa zis, întocmit pentru ziua de astăzi în mod special și care va fi un apel. Un apel care fiecare român să îl aibă sau să se angajeze potrivit acestui apel ca să venim permanent la Putna aici
unde să semnăm de fiecare dată prin prezența noastră un act al identității noastre românești. Odă Sfântului Ștefan cel Mare, voievodul românilor. Vă cheamă Măria sa Ștefan la putna Moldovei de sus, să vină tot omul cucernic de duhul irenic pătruns. Îmbrăcați-vă în straie de nuntă, în mână purtați un drapel. E ziua lui Ștefan cel Mare, vă cheamă pe toți la apel. Priviți-i azi chipul iconic scăldat în lumină și cânt. Vedea veți în Domnul Moldovei pe Ștefan cel Mare ca sfânt. El nu mai e luptătorul, nici vașnicul om diplomat. El este de acum rugătorul pentru toți cei cu suflet curat. În mână mai ține tot Paloș, ca semn de stindard și de cruce, de parcă ar vrea să vă spună că tot el povara vă duce. Românul ce-n suflet mai simte credința cea dreaptă și bună, să creadă că-i fiul lui Ștefan și vrednic de stirpea străbună. Legământ să faceți cu toții în fața lui Ștefan cel Sfânt. Cinstiveți strămoșii, păstraveți credința oricât veți trăi pe pământ.